Consiliul Local. Dacă ați citit procesul verbal, dacă sunt discuții asupra lui, spun la vot cine este pentru. Potrivit, nu? Nu. Dau citire în continuare ordinii de zi. 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ungureni și a unui membru suplean în Comisia de Evaluare a Probei Interviu în cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Ungureni, județul Bacău, sesiunea ianuarie aprilie 2022. 2. Proiect de hotărâre privind reducerea suprafeții de pășune comunală concesionată către Asociația Agro Zoo Agro Ungureni. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită, conform legii numărul 5/2003, a suprafeții de 500 m² de teren în vederea construirii unei locuințe cu proprietate personală pentru 3 beneficiari din satul Ungureni. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce vor fi efectuate în 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiarea legii numărul 460/2001, persoanele condamnate penal și obligate să presteze o muncă neremunerată în folosul comunității și persoanele sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte ce constituie contravenție. Și 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Ungureni pentru ședința adunării generale a acționarilor SC Companiei Regională de Apă Bacău, ESA din 25.02.2022. Asta este ordinea. Cine este pentru? Da? În unanimitate. Trecem la primul punct. Procesul, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului local. Da, voi prezenta eu primul proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Ungureni și a unui membru supleant în Comisia de Evaluare a Probei Interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Ungureni, județul Bacău, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. Având în vedere referatul de aprobare al primarului Comunei Ungureni în calitatea sa de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub numărul 11.007 din 15.02.2022, raportul compartimentului de resort și adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău, numărul 10.038 din 10.02.2022, și vă voi da citirea adresei pentru ca dumneavoastră să puteți face propuneri. Ca urmare a prevederilor articolului 5 din metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin ordinul Ministrului Educației numărul 4597/2021, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicați un reprezentant al Consiliului Local și un membru supleant pentru fiecare unitate de învățământ de pe raza unității administrativ-teritoriale, desemnați prin hotărârea Consiliului Local pentru a face parte din Comisia de Evaluare a Probei de Interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director-director adjunct, sesiunea ianuarie-aprilie 2022. Vă rugăm să vă asigurați că persoanele nominalizate nu au în rândul candidaților soț, soție, rude sau afin până la gradul 4 inclusiv o relație conflictoare cu vreun candidat. De asemenea, reprezentantul Consiliului Local nu poate fi cadru didactic în unitatea de învățământ pentru care se desfășoară interviul și nici cadru didactic înscris la sesiunea curentă a concursului sau cadru didactic care ocupă funcția de director sau director adjunct. Până la data de 28.02.2022, vă rugăm să ne transmiteți la adresa de e-mail menționată, o adresă care să conțină numele și prenumele reprezentanților desemnați, numărul de telefon și adresa de e-mail, împreună cu declarația pe proprie răspundere ale acestora. Unitatea de învățământ de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Ungureni este Școala Gimnazială Ungureni, deci este necesar un singur membru supleant. Vă rog să faceți nominalizări pentru un reprezentant și un membru supleant. În comisia de concurs. Ați ascultat
cele spuse de doamna așa, știți evenimentul care are loc. Propun, poftă. Reprezentat de domnul Dărâs Durac, supliant fiind domnul Dovriț Costa. Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, să punem la vot. Pe rând sau? Nu, toți odată, nu? Asta este propunerea și care se spune. Cine este pentru? Este în unanimitate sau aprobat. Trecem la punctul numărul 2, domnul. Având în vedere ordonanța de urgență numărul 34 din 23.04.2013, actualizată prin privind organizarea, administrarea și exploatarea pagiștilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar numărul 18 din 1991, actualizată până la data de 7 octombrie 2014, hotărârea Consiliului Local numărul 20 din 17.05.2013, privind concesionarea pășunii comunale Asociației Agrozoo Agro București, contractul de concesiune numărul 2014 din 3.06.2013, încheiat între Primăria Comunei Ungureni și Asociația Agrozoo Agro Ungureni, cu sediu în localitatea Bibirești, Comuna Ungureni, de Tubacău, adresa înaintată de către Asociația Agrozoo Agro Ungureni numărul 383 din 6.01.2022, înregistrată la OAT Ungureni, sub numărul 265 din 14.01.2022, prin care se solicită reducerea suprafeței concesionate. Motivul este reducerea semnificativă a numărului de animale din satele Ungureni, Vlătar și Bibirești, dar și faptul că respectivele parcele sunt izolate, neavând cale de acces la ele. Astfel se solicită eliminarea din contractul de concesiune a următoarelor suprafețe. Punctul 1. Purcarul Bălănești, Tarlaua 78, parcela 2571, 18,7 hectare. Tarlaua 78, parcela 2577, 0,15 hectare. Tarlaua 78, parcela 2533, 8,20 hectare. Punctul 2. Bota, Tarlaua 50, parcela 1564, 27,79 hectare, Tarlaua 100, parcela 2973, 8,90 hectare și Tarlaua 100 din nou, parcela 2978, 4,41 hectare. Total suprafață 68,15 hectare. Da, discuții? Am eu o întrebare. Ce se întâmplă cu suprafețele eliberate? Nu, ele rămân în tot suprafețe de pășune, dar le scoate din concesiunea lor, că nu au practic ce să facă cu ele. Poate, eventual, se pot concesiona... Nu le va mai administra Agrozoo și vor administra... reveni în administrarea Consiliului Local. Nu, mă gândeam că se câștigă niște bani, probabil, pentru... Păi se câștigă, dar dacă ele nu le poate folosi din cauza că e numărul mic de animale... Iar nu se poate, trebuie să iasă pe... Asociația pierde. De exemplu, dau un exemplu, asta e la Purcan. Nu folosește, eu trec pe acolo, din 10 ani nu folosește nimeni. Ei suprafață acolo, băgată. Apoi numai spin, numai... Vine la deal mare pe animale. Poate? Vine la deal mare. Da, probabil. Da, altcineva? Spune la voi, cine este Petru? Da? Trecem la punctul numărul 2, tot domnul Vici. Având în vedere... Numărul 3, pardon. Având în vedere prevederile legii 15 din 2003 cu privire la atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de până la 500 de metri pătrați de teren în vederea construirii unei locuințe în proprietate personală pentru tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani, dosarul depus de către solicitanți cu declarație pe propria răspundere că nu dețin în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe pe raza Comunei Ungureni, propun spre aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită conform legii 15/2003 a suprafeței de până la 500 metri pătrați beneficiarilor. Ghelsu Ana Maria, slătinarul Gheorghe și slătinarul Petru Daniel. Da? Discuții? Până la vot, cine este Petru? Împotrivă?
Domnul Bibi. Punctul numărul 4, domnul... Deci? Voi da citire planului de acțiuni și lucrări de interes local ce se vor efectua, ce vor fi efectuate în anul 2022 de către persoanele apte de muncă, beneficiare ale legii numărul 416 din 2001, persoanele condamnate penal și obligate să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, precum și persoanele sancționate să presteze o muncă în folosul comunității pentru anumite fapte de ce constituie contravenție. Punctul 1. Întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale și sătești. Lucrări de dezăpezire, administrat material antiderapant, curățarea trotuarelor de zăpadă. Punctul 2. Întreținerea drumurilor comunale și sătești. Lucrări de întreținere a drumurilor comunale sătești și lucrări de întreținere șanțuri adiacente drumurilor comunale sătești prin decolmatarea acestora și ridicarea pietrei de pe marginea drumului pentru refacerea acostamentului. Punctul 3. Lucrări de curățare a albilor cureailor de pe raza comunei. Lucrări de tăiere a resturilor vegetale a pârailor comunei pentru evitarea inundațiilor. Strângerea pieturilor și resturilor menajere și decolmatarea depunerilor material de aluviune. Punctul 4. Lucrări de întreținere a spațiilor verzi, defrișarea arbustilor crescuți răzleți, cosirea vegetației erboase și transportul acesteia. Tăieri de corectare a coroanelor la arbori. Punctul 5. Lucrări de întreținere a cimitirilor. Lucrări de tăiere a resturilor vegetale din cimitire și căile de acces ale acestora și lucrări de igienizare. Punctul 6. Tăierea și așezarea lemnelor de foc. Tăia, spart și așeza lemne pentru încălzire la primărie. Lucrări de întreținere... Lucrări de întreținere a centrelor civice din fiecare localitate. Executa lucrări de întreținere a parcurilor și a monumentului eroilor. Curățarea pomilor ornamentale a gardurilor vii din zona centrală a comunei. Vopsirea gardurilor, zugrăvit interior și lucrări de întreținere a clădirilor publice. Punctul 8. Lucrări de întreținere de-a lungul drumului județean. Vopsit, văruit poduri, garduri, poduri, podețe și pomi de pe raza drumului județean. Punctul 9. Alte activități de interes și utilitate publică, cum ar fi lucrări de întreținere și curățare a terenurilor de resturi vegetale cu ramuri căzute. Curățat și adunat gunoaie de orice fel de pe raza comunei, încărcat, transportat și depozitat în zone special amenajate. Ajutorarea persoanelor vârstnice și a persoanelor cu dizabilități. Lucrări de igienizare la cămile culturale și pregătirea acestora pentru activități culturale, serbări, teatru, ședințe, etc. Intervenții situații de urgență, diferite activități de întreținere și reparații cauzate de producerea unor fenomene naturale, cum ar fi ploi torențiale, vânt puternic, inundații sau cutremuri. Mulțumim, domnul Vici. Discuții? Spun la vot, cine este pentru? Mulțumim, numai în tași. Trecem acolo la punctul numărul 5, nu? Da. Nu mai are rost să-ți dau citire titlului. Da. Văzut referatul de aprobare a primarului Comunei Ungureni, numărul 229 din 13.1.2022, întocmit în calitatea sa de inițiator, raportul de specialitate numărul 230 din 13.1.2022, întocmit de Constantinescu Mădălina, inspector în cadrul aparatului de asistență socială, luând act de avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Ungureni, statul pic. Scuzați că, da, e hotărârea de la proiectul care l-am prezentat deja. Ne-am încurcat, că sunt multe foi aici. Deci ăsta e cu crabă. Imediat. Nu mai spun ce da, e așa un cu crabă.
Așa. Cer scuze. Sunt de acord. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Ogureni pentru ședința adunării generale a acționarilor a SECE CRAV, SECE, Compania Regională de Apă, Bacău, IESA, din 25.02.2022, dacă citeam titlul numai de așa. Consiliul Local al Comunei Ungureni, întrunit în ședința ordinară de astăzi, 23.02.2022, având în vedere prevederile articolului 2009 și următoarele din Codul Civil, articolul 8, aliniatul 1 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii Serviciului de Alimentare cu Apă de Canalizare, numărul 241 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale contractului de finanțare numărul 423 din 3.12.2020, precum și ale contractelor de împrumut încheiate cu BRD, ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Ungureni numărul 26 din 31.05.2021, privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunei Ungureni în adunarea generală a acționarilor a SECE Compania Regională de Apă Bacău, CRAB, la care Comuna Ungureni este acționar, respectiv în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Ținind seama de referatul de aprobare a primarului Comunii Ungureni numărul 1179 din 17.02.2022, de raportul compartimentului de specialitate numărul 1180 din 17.02.2022, precum și de raportul de avizare a Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local, propune articolul 1. Consiliul Local al Comunei Ungureni, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, a acționarului în SECE CRAB S.A., acordă mandat special reprezentantului său legal în adunarea generală a acționarilor SECE CRAB S.A. să voteze în adunarea generală ordinară a acționarilor SECE CRAB S.A. din data de 25.02.2022 la hotărârile prevăzute la punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi comunicate prin adresa SECE CRAB S.A. numărul 1171 din 17.02.2022. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei Ungureni în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău și în adunarea generală a acționarilor SECE CRAB S.A. compartimentului care întocmește raportul în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Ungureni, Companiei Regionale de Apă Bacău S.A., Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, Prefectului Județul Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. Mulțumim, domnul Vice. Discuții? Până la vot, cine este pentru? Unanimitate. Aprobat și mulțumim al 5 proiectul zi. Așa. Vă mulțumim. Și o să vedem ce o să mai fie în luna martie. Good.